Să mă înscriu la școala de suboficieri fălticeni. De ce ți-ar plăcea ție să te devii jandar? Nu știu, deci în primul rând, tocmai am mai spus, este o meserie de viitor, altceva chiar nu aș vedea ce ar fi mai bine pentru noi, pentru generația noastră. În poliție, da, mulți vor, dar e cam greu din câte am înțeles. Adică, să intri la academie, am înțeles că, nu știu, probele fizice, mediile contează. Înscrierile pentru școlile aparținând Ministerului Administrației și Internelor abia au început deja, iar numărul celor interesați de acest domeniu este din ce în ce mai mare. Din această săptămână, Inspectoratul de Poliție al Județului Vaslui a demarat campania de recrutare a candidaților pentru concursurile de admitere în unitățile de învățământ aparținând Ministerului Administrației și Internelor. Cifrele de școlarizare și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească candidații au fost deja postate pe site-ul Inspectoratului. Cererile de înscriere la concursurile de admitere în învățământul superior se primesc la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului în fiecare zi lucrătoare în intervalul orar 9-16 până pe data de 3 iunie. Sunt cursurile gratuite, beneficiază de transport gratuit pe perioada vacanțelor, au în afară de cazare și masă gratuită, beneficiază de permisii și învoiri pe toată durata școlarizării. Sunt locuri scoase la școlile de subofițieri de la Fălticeni și la Drăgășani, locuri scoase la Academia de Poliție. Pe durata școlarizării, elevii beneficiază, printre altele, și de echipament gratuit, asistență psihologică și medicală, transport gratuit la și de la domiciliu pe durata vacanțelor.